Bună ziua, stimați prieteni! Sunt doctorul Dițoiu Alexe Valerian și astăzi vă voi prezenta câteva date generale despre bolile cu care se ocupă medicul gastroenterolog și hepatolog. Bolile tubului digestiv și ale glandelor anexe apar frecvent. Se consideră că de-a lungul vieții fiecare persoană are cel puțin o dată o problemă legată de tubul digestiv și cel puțin două treimi dintre oameni ajung să facă și un consult la medicul gastroenterolog sau hepatolog pentru aceste probleme. Dar voi enumera pe scurt câteva din problemele cu care se ocupă medicul gastroenterolog și hepatolog, pentru că văd de pe site-urile mele că sunt persoane care pun această întrebare: ce face gastroenterologul sau ce face gastroenterologia sau pentru ce probleme de sănătate poți să mergi la gastroenterolog? Să începem în ordinea în care se desfășoară tubul digestiv. La nivelul esofagului, cele mai frecvente boli sunt esofagita, adică inflamația esofagului. În medicină, cuvintele care se termină cu ită înseamnă inflamație. O altă boală relativ frecventă la nivelul esofagului este boala de reflux gastroesofagian, care de obicei apare frecvent primăvara și toamna la persoanele predispuse. Cancerul de esofag, care iar este o boală relativ frecventă. La bolnavii care au ciroză hepatică, la nivelul esofagului pot să apară varicele esofagiene. Și o altă problemă de sănătate la nivelul esofagului este hernia hiatală. Și referitor la hernia hiatală, vreau să precizez de la început că se operează foarte, foarte rar. Pentru ce fac această precizare? Pentru că văd bolnavi care vin la consultație și se gândesc de la început că se pot opera de hernie hiatală. Eu, în aproximativ 40 de ani de experiență medicală, dintre care 30 la Spitalul Fundeni, cred că am văzut cel mult 10 bolnavi operați de hernie hiatală. Și cred că am văzut câteva mii de bolnavi cu această problemă de sănătate. La nivelul stomacului, frecventă este gastrita. Așa cum am menționat, cuvintele care se termină în ită înseamnă inflamație, deci inflamația mucoasei stomacului, gastrita, care poate să aibă diverse forme și diverse cauze. Ulcerul gastric, o gastrită poate să evolueze către ulcer, dar menționez de la început că rare ori se întâmplă ca o gastrită să ajungă să facă, să se transforme în ulcer. Tot la nivelul stomacului se întâlnește cancerul gastric. Este o boală nu foarte frecventă, este o boală relativ rară. O altă problemă de sănătate la nivelul stomacului este boala Crohn. Este o boală care afectează de obicei intestinul subțire sau colonul, dar uneori se extinde și la nivelul stomacului. Frecvent în stomac este prezent un microb Helicobacter. Foarte mulți dintre dumneavoastră au auzit de Helicobacter. Foarte mulți dintre dumneavoastră se tem de această bacterie. În România, aproximativ 60% dintre persoane au Helicobacter. Și deși se pare că Helicobacter este frecvent întâlnit la bolnavi cu cancer gastric, cancerul gastric în România, așa cum am menționat deja, este foarte, foarte rar. Dacă ne gândim că 11 milioane de oameni, de români, au Helicobacter, ar trebui ca o bună parte dintre aceștia să aibă cancer gastric. Deci cancerul gastric să fie frecvent întâlnit în România, ori este o boală foarte rară. Eu la cabinet nu cred că văd mai mult de 10 bolnavi cu cancer gastric pe an din 2-3 mii de pacienți. În sfârșit, tot la nivelul stomacului se poate întâlni hemoragia. Hemoragia poate să fie legată de gastrită, de ulcer, dar și de administrarea unor medicamente, de exemplu medicamentele antiinflamatoare, cortizonice sau necortizonice, sau alimente foarte acide, alimente caustice, de exemplu. Am văzut pe cineva care a băut leșie de săpun, care conține practic sodă caustică și a făcut hemoragie. În continuare, urmează intestinul subțire, care are mai multe segmente, duoden, jejun și ileon. La nivelul acestui segment de tub digestiv se pot întâlni diverse boli, boala Crohn, care se poate întâlni și la nivelul stomacului, cum am menționat, infecții intestinale destul de frecvente, parazitoze. Deși mulți dintre dumneavoastră se tem de paraziții intestinali, menționez că aceștia sunt rar întâlniți și unii dintre ei nici nu dau simptome și nici nu trebuie tratați, cum este cazul giardiei. În sfârșit, tot la nivelul intestinului subțire se pot întâlni tumori, sunt destul de rare, hemoragii de diverse cauze, diverticul, sunt de asemenea rari, perforație sau ocluzia intestinală.
Mergând mai jos pe tubul digestiv, menționăm intestinul gros sau colonul. La nivelul acestuia se poate întâlni cancerul de colon, este o boală frecventă, destul de frecventă. Polipi, care de obicei nu sunt canceroși, dar uneori se pot transforma în cancer. Boala Crohn, care așa cum am menționat mai înainte, se poate întâlni și la nivelul stomacului și intestinului subțire. Rectocolita ulcero-hemoragică este tot o boală inflamatorie intestinală ca și boala Crohn. Este relativ rar întâlnită în România și față de țările nordice unde se întâlnește mai frecvent, Olanda, Suedia, Norvegia, Germania, în România, atât rectocolita ulcero-hemoragică cât și boala Crohn au o evoluție relativ blândă dacă sunt tratate și corect și pacientul respectiv ține o dietă corespunzătoare. Diverticolii sunt mai frecvenți la nivelul intestinului gros decât la nivelul intestinului subțire. Sunt mai frecvenți la persoanele mai în vârstă. Uneori se pot complica cu diverticulită, dar rare ori se întâmplă acest lucru. În sfârșit, tot la nivelul colonului se pot întâlni colite infecțioase. Așa cum am menționat, colita înseamnă inflamație, deci inflamația colonului. Sunt destul de frecvente. Una dintre ele foarte gravă și cu uneori care duce la moarte este colita prin Clostridium difficile, de obicei apare după tratament cu antibiotice, în sfârșit paraziți sau hemoragii și perforație. Ultimul segment al tubului digestiv se numește rect, la nivelul acestuia se pot întâlni hemoroizi, sunt frecvenți, rare ori trebuie operați, uneori trebuie ligaturați, fisuri anale, fistule, cancer rectal, este un cancer destul de des întâlnit și partea proastă este că dacă se localizează prea jos, nu se poate face operație pentru că se atinge mușchiul care strânge rectul și atunci bolnavul respectiv riscă să aibă incontinență de materii fecale. În sfârșit, tot la nivelul rectului se poate întâlni prolapsul rectal, polipi, incontinență de diverse cauze, tumorale sau neurologice și hemoragii. La nivelul ficatului sunt foarte multe boli care afectează ficatul, hepatita acută și hepatita cronică. Menționez că hepatita și cea acută și cea cronică pot să fie date nu numai de virusuri, dar și de exemplu de alcool sau de grăsime în ficat, se numește steatohepatită. Deci un bolnav cu hepatită poate să nu aibă virusuri și un bolnav cu hepatită poate să nu aibă icter, deci hepatita nu înseamnă neapărat icter. Ciroza hepatică, frecvent de cauză alcoolică, uneori de cauză virală, alteori de cauză steatozică, un bolnav cu steatoză poate să facă ciroză hepatică. Cancerul de ficat destul de frecvent întâlnit, mai ales la bolnavii care au ciroză sau virusuri de hepatită. Hemangioamele hepatice frecvent întâlnite, mai ales la femei. Chistele simple în ficat sau chistele parazitare, cum e chistul hidatic. Metastazele, ficatul fiind un filtru, filtrează tot sângele și filtrează și celulele canceroase care pot să rămână în ficat și să dea metastaze. Steatoza hepatică este o boală frecventă. Unele boli în care se stochează diverse substanțe în ficat sunt boala Wilson, unde se stochează cupru în ficat, sau hemocromatoza, boală în care se stochează fier în ficat. Fierea sau colecistul, de asemenea, poate să aibă diverse boli, mai frecvente la femei, dischinezia biliară, care poate să fie atât hipoton, adică fiere leneșă, cât și hiperton, adică fiere nervoasă, litiaza biliară sau pietrele la fiere, frecvent întâlnite, rare ori au indicație de operație, cancerul de colecist, care este foarte, foarte rar, polipi la colecist, care de obicei sunt fragmente de colesterol, deci nu sunt din carne, cum sunt polipii din intestin, de exemplu, în sfârșit nisipul sau slagiu biliar, malformații ale colecistului, colecist cudat, colecist septat, sau infecție la nivelul colecistului, care poartă denumirea de colecistită, de obicei se întâlnește la bolnavii care au pietre la fiere. Și în sfârșit, ultimul element al tubului digestiv, pancreasul, este un organ care se îmbolnăvește destul de frecvent, este un organ care dă boli, care sperie persoanele respective. Cele mai frecvente probleme de pancreas sunt cancerul de pancreas, o boală care evoluează prost de obicei, pancreatita acută sau pancreatita cronică legată frecvent de obezitate, consum de alcool și consum de grăsimi și litiază biliară, litiaza pancreatică, chistele care se întâlnesc la nivelul pancreasului, uneori abcese sau alte tumori la nivelul pancreasului care nu sunt neoplazice. Cam acestea sunt bolile care pot să afecteze tubul digestiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Să fiți sănătoși!